Încă un mega șantier fantom în centru, mai la vale de primărie. Probabil au mai distrus un monument de arhitectură, o casă veche. Cu doar un etaj. Și iată, construiesc bloc de oficii sau de locuit. Old Town MD, căcoi Old Town? Dacă aici faceți monstru arhitectonic care s-a după o grămadă de trafic și poluare și o să aibă vreo 5-6 nivele. Nici măcar nu scrie cine ce construiește, în baza care e autorizație. Deci vă dați seama dacă ăștia ignoră legislația de construcții, cât de mult le pasă despre standarde de construcții. Credeți că pun destul beton, destul ciment, armatură, când interesul lor e profitul și nu contează prevederile legale? Alături e columna 86, deci aici probabil e columna 88. Adresa. Și complici la fără de lege asta sunt și inspecția în construcții, care acum se numește altfel, și primăria, și poliția locală, poliția de sector. Toată lumea care a putut să intervină și nu a intervenit, să oprească la timp șantierul ăsta. Da, e 88, este drumul 90. Toată mafia asta se va face vinovată dacă un muncitor neprotejat cade și se accidentează, dacă un om care merge pe drum, un copil, va fi accidentat, sau dacă blocul ăsta se prăbușește la primul tremur, arde la primul incendiu. Dar atunci o să fie cam târziu să căutăm vinovață. Vinovață o să fie deja cu banii în offshore, pe malul mării, sau în mormânt și ei, fără să poarte vreo pedeapsă. Acolo, în deal, e primăria. Și toate blocurile astea mari s-au construit tot așa, ilegal. Acela de sticlă, în proiect, trebuia să fie parcare multietajată, ca să degaje ambuteiajele din centru, să nu mai parcheze mașinile pe trotuar sau pe prima bandă. Și ce credeți? Când l-au terminat și-au vrut să-l dea în exploatare, era deja bloc de oficii. Și acum inclusiv Consiliul Europei are birou acolo. Sau, na, etaj întreg. Și Europa Liberă. Rada Vlai cu părcalab. Și aici au distrus monument de arhitectură. Poșta veche, au vrut să facă parcare. Au lăsat numai fațada. Primarul Dorin Chertoacă de ochii lumii a venit și a pus mașina în poarta șantierului, după ce totul era deja distrus. Și acum e conservat. Dede Manu și-a schimbat numele în Leogram. Și gata. Și nimeni nu răspunde pentru crima asta. Împotriva culturii, împotriva patrimoniului. Distrugerea unui monument de arhitectură de importanță națională. Și în centru e ca afară blocuri ca Ulim, ca Sky Tower și altele. Nu m-aș mira că mâine pe mâine să apară un mall în locul primării. Dar tot se vinde și se cumpără. Hai să fim rezonabili. Ce o să zic ca activiști? O să zic, tot o să zic și o să se liniștească.
toți pleci din țară, le hrămitiți.